Este într-o cutie. Într-o cutie ele sunt 900. În fiecare cutie sunt 900. Da. Unica și ele de tătă să... Adică trei cutii astea să fie 2700. Și asta pachetul de... Ai tipa 300, da? Este 3... Da, ele dacă sunt 3, sași? Corect, da. Deci 3 cutii și un sac. În total? În total sunt 3000. Deci am vorbit cu doamna șef așa cu mine. Da. A spus că sunteți 227 de colaboratori în total. Da. Deci din start să dai la fiecare colaborator câte 10 măști, că astea sunt 10 albi, groase, mai bune. Deci nu, adică ăștia colegii de la Centrul Semenei Vrăcei le opăresc, le spală, adică le... Da. Fiecare colaborator, dacă să aibă 10 măști, el sara să le-o spălat și a două zvra să o schimbă odată în două ore. Da, adică da, fiecare să aibă grijă de lui. Da. Și îți primești aproape 800 pentru pacienți din astea, bine? Bine, vă mulțumim mult din suflet. Pentru ajutorul și pentru... Так, băieță să... Are cine să iei, da? Băieță, luați vă rogăți. În sală festivă, știți. Da, ce, stiri. Aici ați luat sau clinic, da. Unde spate numai că? Da, 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 asta e. Cum aștia să vă mai ajutăm? Mai este pur și simplu, v-am văzut situația. Și internet scriu un alt. Primăria nu te văd. Care îți înțelege? Care nu înțelege? Dacă nu ești colaborator, nu mă înțeleg. Și să vă spun că nu ești pacient, că nu au idee. Cum ăștia vă mulțumim mult de suflet pentru acordul dumneavoastră care îmi dați primăriei dumneavoastră personal și ne stăruim ca să fie satisfăcut și populația și colaboratorii noștri pentru acest. Da. Sperăm ca să înțeleagă. Dar cum ne înțeleg? Câte 10 împărțesc la fiecare colaborator? Da. Că sara și ne acasă odată la soții le-au părit, le-au stea și fiecare să aibă 10 voi și fiecare să aibă grijă de măștile lui. Da. Și eu să mă stăruim de pentru săptămână viitoare mai rezolvăm ceva. Cam înțeles. Doamna șef a spus că ceva aveți. Ceva mai trebuie. Ei, bun, câte 10 mult dacă ați fi idiom și ele dacă spot... Da, în privința marșilor, cred că când ați rezolvăm problemă, da. Mai mult timp. Și dacă ați fi interesari, că este eu le-am cumpărat personal. Noi din primărie, adică fără scrisoare, nu putem, adică dacă e nebuneala asta. Iar logică, dacă e municipiul BOS, nu contează, că e salvarea, că e Centrul Semenei Vrăcei, că Spital Clinic, adică și puteți să nu îi împărțați, că asta la Chișinău, a este Spiloc și de la asta nu mă hală. Bine, vă doresc o zi bună, vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră, ne vedem. Bine? La revedere, o zi bună. Sănătate și aveți grijă. Mă rog, sănătate. Sănătate.